Un bărbat l-a luat la pun pe un șofer în plină stradă, deoarece nu ar fi cedat trecerea pentru o mașină pe strada calea ieșilor din sectorul buicane al capitalei. Scena a fost filmată de o femeie, iar imaginile au fost publicate pe o rețea de socializare. Da! Câțiva trecători au intervenit și au despărțit pe cei doi de la bărbatul care a sărit la bătaie mirosea alcool, însă el era pasager, nu șofer, ne-a spus un martor. Totodată, în acel moment, era evacuată o mașină, iar autospecial a blocat o porțiune de drum, ceea ce făcea dificilă deplasarea celorlalte automobile. Direcția de Poliția Capitalei nu i-a identificat deocamdată pe bărbații care s-au încăierat.